Astăzi ne uităm la Siren Head, filmul partea a doua. Ați auzit bine, fraților? Bine ați revenit la partea a doua a filmului Siren Head. Ieri am făcut prima parte și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult. Și haideți să vedem ce facem astăzi. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Și haideți să vă zic despre ce este vorba în această parte a doua a acestui film, fraților. Deci, după cum știți, în prima parte s-a dus surioara noastră Emily, s-a dus cu familia ei la un picnic și din păcate acolo la picnic Siren Head a venit și a omorât efectiv toată familia. Ce înseamnă i-a omorât toată familia? I-a omorât mama, tatăl și bunicul. Asta e foarte, foarte nașpa și Emily a reușit să scape, a fugit peste tot și a jurat că o să se răzbune. Iar după 15 ani, Emily, surioara noastră, s-a făcut soldat și este pregătită să se răzbune. În partea a doua, fraților, din acest film foarte, foarte interesant, o să ne uităm la o misiune, boy. O misiune care este într-un fel inspirată din fapte reale. O misiune în care niște militari, niște soldați s-au dus acolo să încerce să-l doboare jos pe Siren Head. Și o să vedeți că se face legătura și cu Emily și cu mai multe, și cu mai multe chestii de genul. Să vedem dacă reușesc sau nu. Nu uitați voi să apăsați neapărat butonul de like, să vă abonați la canal dacă mai vreți episoade de genul. Și haideți să-i dăm drumul cu această reacție la partea a doua de la acest film. Nu uitați, dacă facem multe like-uri, facem și partea a treia. Let's fucking go. Siren Head Chapter 2, fraților. Ok, deci asta direct, asta seamănă cu Siren Head, vă zic. Proprietate privată, spune aici. Nu vă duceți. Bun. Ok, boys, deci este patrula lor, din câte observ. Bun, deci au venit băieții aici în misiune. Aici e locul ăla din prima parte unde Emily... Oh, boys! Uiteți-l pe Siren Head, dar fiți atenți. Deci fac pe ochii, ei nu o să-l observe. Deci e primul loc, man, dar ăștia nu o să observe. Și că nu se aude nimica. Nu se aude nimica. Ăștia nu o să observe, fraților. Fiți atenți, 100%. Și că ce s-a auzit? Uiteți-l, boys! Bă, deci ăștia nu o să-l observe. Fiți atenți că ăsta se ascunde. Ok, hai să ne ducem. Bun, deci toți militarii ăștia. Mamă, boi, sper să nu moară toți, man, mamă. Ok, team Bravo. Uitați-vă pe băiatul ăsta, e o treabă cu băiatul ăsta, tot îl arată. Fiți atenți că... Hai să vedem. Deci, mamă, vin toți militarii aici în zonă, neapărat ca să elimine pe Siren Head. Bun. Delta 3, m-auzi? Ok, fraților, deci trebuie de aia de militar Delta 3, toate chestiile astea. Boys, uitați-l pe Siren Head, dar fiți atenți că el nu-l ei nu-l observă. Ok, deci ei spune că se uită peste tot, dar nu vă target-ul, adică pe Siren Head. Uitați-vă cum stă acolo, mamă, să nu stă acum, păi. Hopa, un desen. Acolo este un monstru în pădure, dar nimeni nu mă crede. Și un de-asta, deci 100% un copil mic a scris chestia asta. Spune că e un monstru în pădure, dar nimeni nu-l crede. Holy shit, boys. Mamă, man, și vezi la desenat pe Siren Head. Mamă, uitați-vă, boys, aici în stânga, dar ăștia nu-l observă. Am nevoie de acțiune, cică. Mamă, deci ăla a zis că vrea acțiune, l-a zis, ai grijă pentru ce stălezi. Ok, să vă uitați în tot perimetrul. Ok, deci bă, toți uite, dar nu-l observă, man. Nu-l observă. Ce că nu văd absolut nimica. Mamă, dar vedeți, totul e distrus acolo, boys. Și că a spus asta că pare că aceste distrugeri s-au făcut recent. Deci bă, totul e distrus acolo. Mamă, uitați cadavre de oameni. Boys, de ce se întâmplă? Deci Siren Head a fost acolo și a făcut măcel pe bune. Ok, a intrat ăsta. A intrat înăuntru. Ai grijă, frățior, ce faci? Mind for clear. Și că, ok, fraților. My new friend wants me to leave because Siren Head monster is coming, but my papa does not believe me. Mi-a luat scary. Bă, fraților, ăsta este Long Horse. Și zice că noul meu prieten vrea să plec. Îmi spune că Siren Head, monstru Siren Head, o să vină, doar că papa, adică tatăl meu, nu mă crede. Poate arată înfricoșător, dar este un prieten adevărat. Este aici să ne protejeze. Deci, fraților, ăsta este lăsat de un copil mic
care a spus că noului prieten, adică Longhorse ăsta, îi spune să plece, gen, doar că tatăl lui nu-l crede. O fi că Longhorse e personaj bun aici, nu știu ce să zic, hai să vedem. Mamă, e ciudat rău de tot. Bun, deci ăsta, mamă, e așa de intens să trebuie la o misiune de asta, pe bune. Gândiți-vă că și în viața reală, nu neapărat cu Sanahe, dar există misiuni de-astea. Mamă, ce scrie aici? Deci, boys, ce scrie pe asta? Deci text on paper, ci că sir, we found a missing patrol. Everyone was killed except for Mike. Yet he died shortly after due to his injuries. Deci aici este un text unde zice că domnule, am găsit misiunea, gen oameni din misiune, patrula din misiune peste tot. Toată lumea a fost omorâtă în afară de Mike. El a murit puțin după din cauza rănilor. Și că bazate pe ultimele sale cuvinte, a spus că au fost atacați de ceva foarte mare din pădure care avea niște sirene, băi, și scotea un sunet foarte, foarte ciudat. I'm going to get our men and do proper sweep of the territory on the mission. We have killed our men, we will find him and make him pay for that. It'll report to you as soon as we are ready to move out, John. Deci că John ăsta a scris mesajul și a zis că cine i-a omorât prietenii, respectiv colegii de armată, o să plătească pentru că a venit acum. Deci acum ei cred, eu cred, fraților, că militarii ăștia o să găsească altă echipă de militari morți, 100%, pentru că ăștia ce că au venit acum misiune, să vadă, gen, și să se răzbune pe Sinehead, să-l omoare. Dar tare mie că, bă, Sinehead nu poate fi omorât cu gloanțe. Ați văzut la început, în prima parte, că Emily aia a găsit cea mai mare slăbiciune a lui Sinehead. Și nu cred că e pușca sau ceva genul, așa cred eu. Ci că ăla de sus e gata. Toate astea să se regrupeze. Ci că unde naiba este toată lumea, treaba asta? Pă bune, boys, unde e toată lumea? Ce naiba s-a întâmplat aici, zice? Vezi ceva? Nu văd nimica, locul ăsta e mort. Oh, shit, boys! E ciudat rău de tot, man! Unde a plecat toată lumea? Bă, nu-i nimeni acolo! Mama, să nu fie Cartoon Cat! Bă, care-i treaba cu pisica asta? Vezi ceva? Întreabă! Nu, nimic aici, hai să mergem, hai să continuăm să ne mutăm. Nu, deci îți fac multe sirene acolo. Mamă! Ok, ăla zice că momentele astea când e foarte, foarte liniște, îl fac să se simtă prost. Dar le vedeți pe sirene, fraților? Bă, am văzut acolo o chestie. Fără activitate. Ceva nu este ok aici. Ok, chiar acum realizez asta. Da, fără Caterinca. Eyes open. Cetădane, ce-i cu mirosul ăla? Ok, fraților, uitați-vă la ăla. Deci, mamă, l-avea o pușcă. Deci fiți atenți că o să găsească oameni. Și că văd ceva. Ce-i aia, boys? Deci, bă, au găsit cadavre, doar că nu sunt picate, sunt pietrificate sau care-i treaba? Vezi aia? Avem o problemă, fraților, pe bune aveți o problemă. Bă, ce-s chestiile alea? Și că vezi asta, pe bune, treabă? Cred că faci Caterinca de mină. Bă, s-au fost omorâți. Bă, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Uitați-vă, men, au arme, nu arată ei ca niște militari, dar 100% e o echipă de asta care a vrut să se răzbune la fel ca ei. Nu sunt sigur. Că ce naiba a omorât chestia asta? Bă, e brutal, bă, dar nu s-a omorât normal, natural, adică uman. Mamă, uitați-vă. Uitați-l, boys, îl văd acum. Ba, nu-l văd. Bă, ce inteligentă e creatura, mă, se ascunde. Ăștia, uite, nu o văd. Se pune pe post de dăla și nu vede, nu o vede absolut nimeni. Ci că ce s-a întâmplat aici? Bă, boys, ce se întâmplă? Uite la tot sângele ăsta. Mamă, uitați-vă la... Da, la mărimea acelor... Acelor chidare de pași. Bă, ce naiba a aruncat mașina aia. Deci ceva, își dau și seama că e ceva inuman, paranormal. Trebuie să-l știu pe ăla mort acolo. Uitați și elicopterul. Păi, elicopterul e cel mai vulnerabil aici. Mă, uitați-vă, boys, acolo un cadavru. Chestia am văzut eu. Ce naiba a făcut asta? Fiți că acum o fi că se aude sunetul lui Sinehead. Ce se întâmplă acum? S-a terminat misiunea, cică. 100% s-a terminat acum, vă zic eu. Mamă, boys, ce se întâmplă? Bă, ce ciudat. Uitați-l pe ăla. Ăla nu e... Uitați-l, man. Ăla nu e pietrificat. Poate nici nu-i mort, man. Nu mai are de-astea pe față. Trebuie că se duce asta la el.
Deci, boys, ăla n-are nicio problemă. Sau, o fi că e mort sau nu știu ce să zic. Parcă cineva a venit aici, cică. Boys, care de ce l-are ceva acolo? Oh shit, man. Mamă, săracul ăsta, ia. Are acolo o înregistrare, hai să vedem. Nu vine să cred asta. Zică, tot timpul ăsta, Papa this monster looks like. Deși că tot timpul creatura asta a stat în fața noastră și nici nu ne-am dat seama. Cum nu-și dau nici ei seama. Niciunul dintre ei nu ne-am dat seama, până când a fost prea târziu. Totul s-a întâmplat așa de rapid. Această bătălie. Și că în mai puțin de 10 minute i-au omorât pe toți. Și nimeni n-a mai fost lăsat în viață, în afară de mine. E așa de ciudat că creatura nu m-a lăsat. Deci voi vedeți că creatura asta întotdeauna lasă un om în spate. Nu știu de ce. Hai să vedem. Și m-a lăsat aici să mor. Sau poate m-a folosit pentru bait. Oare, băi. Oare, băi. Este destul de aproape, pot să aud. Mamă, uitați-o, boys, acolo. Și că nu știu cine o să găsească acest. Ok, frate, deci eu zic, nu știu cine o să găsească înregistrarea asta, dar cine o găsește, te rog, găsește-mi fiul. A lăsat locul ăsta fix înainte de atac. Și pariez că se aude undeva, undeva în pădure. Se ascunde. Și că tot timpul el îți spunea adevărul. Boys, ăsta e ăla de am găsit, gen la început a fost găsit biletul ăla, căci că tata nu mă crede. Mamă, fraților, deci fiul ăsta, uite, Papa, this is how a monster looks like. Tata așa arată monstru. Mamă, fraților, ce se întâmplă? Rușine, niciunul dintre noi nu l-am crezut, man, și că. Mamă, boys, ce se întâmplă? Mamă, mamă, man, nu e ok. Uitați, boys, monstru. Cred că acum o să-l vadă. Aba nu-i spatele, uite, ăsta n-a nicio treabă. Se întinde, îl dare spatele, o fi. Bă, frățele mele, vă să ți se dă pe ceva nașpa. Ai grijă. Și că vezi corpurile alea. Mamă, ce ciudat, man. Asta nu-i corect, cică. Ok, ăla a țipat. Ce că cineva a fost aia? Ai auzit aia? Sună mare, cică. Bă, ce se aude, bă? Ai văzut chestia acolo? Cică nu văd nimica. Cică ceva se mișcă. Bă, fraților, care-i treaba? Cică ce se întâmplă? Ceva se mișcă acolo. E sigur? Bă, mai e cineva. Acum aș dau seama. Uitați-vă, boys, acolo în spate. Acum aș dau ăștia seama. Mamă, iară s-auzi ceva. Și că cineva se aude. Chestia asta nu-i până, papa, pune nu-i până, bă. Găsește și închide-o. Ok, hai, frățiorul, fugi. Ai grijă. Că nu știi ce... Gen, ce l-a aprins. Așteaptă. Frate, o să se întâmple ceva. Îl lasă pe ăsta în spate. Mamă, uitați-vă, boys, cum se ascunde. Fiți atenți că ia și pe ea acum. Mamă, aveți grijă, frățiorii mei. Opa, că acolo se luate niște monstruri. Test on paper, ci că Longhorse mi-a spus. Adică, deci fiți atenți, boys, poate Longhorse e băiatul bun în toată combinația asta. Ci că Longhorse mi-a spus că monstrul Sirenhead o să vină din nou și o să atace pe toată lumea, deoarece are nevoie de putere pentru a se confrunta cu un monstru mult mai rău decât el. Adică cu Cartoon Kid Boys. Holy shit, man. I don't want to say monstru to my life force so he became more stronger. Și că nu vreau ca monstrul Sirenhead să îmi distrugă viața pentru a avea el mai multă putere. Deci că Sirenhead ăsta vine aici ca să aibă mai multe putere să se bată după cu Cartoon Kid. Deci tăteți, băi, și că Longhorse ăsta ajută oameni. Mamă, ceva a țipat. Bă, ce s-a auzit? Bă, fraților! Bă, fiți atenți că ăsta e fix sub sine. Uitați-vă la picioarele astea. Deci, bă,
Uitați-vă la... Bă, deci asta e fixul Sirenhead, dar uitați-vă pe mine. Uitați-vă la picioarele astea, man. Fiți atenți de nu e fixul Sirenhead, sută la asta. Eram sigur, man. Mamă, să vezi ce face lui ăsta. Ai grijă, frățioro. Mamă, l-a luat. Bă, cine v-a auzit? Cică, ce a fost aia? Vezi ceva? Cică, nu, ce e? Mamă, boys, acum a venit și ea pe toți. Avem contact. Ce naiba, bă, fraților? De ce le era fixul să mamă, deci îi omoară pe toți. Cică, ce naiba se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Vine aici, urâtule, bă, dar degeaba, măi, o să-i omoare pe toți. Dacă continuă așa numai cu glanțele, trebuie să fac altceva, o să-i omoare pe toți. Aveți grijă, ma. Asta e foarte, foarte ciudat. Cineva să spune ce s-a întâmplat aici. Cred că sunt morți. Cred că sunt morți. Negativ. Asta nu e ok, frate. Cică, ascultați aici. Ok, frate, se pun tot să-l omoare pe ăla. Roger that. Bă, nu-i ok ce fac, man. Știi ce trebuie să facem? Bă, nu-i bine ce fac, man. Uite acolo. Cine-i băia aia? Mama, deci o să omoare pe toți, fiți atenți. Se bat cu el, dar degeaba, man, n-au nicio șansă. Aveți grijă, aveți grijă, fraților. Bă, se bag cu ăla degeaba. Bă, l-am fucit, are degeaba. Degeaba. Duceți-vă după el, suntem cu asta, capitan. Avem ochi pe el. Mamă, deci fiți atenți că faci ceva, faci ceva cu elicopterul, eram sigur. Ăla e elicopterul. Cică, te apropii prea mult, te apropii prea mult. Aveți grijă pentru impact. Mamă, boșe, le-a făcut Sirenhead, man. L-a luat pe ăla și... O luat elicopterul ăla. Și cred că acum mai curăță pe toți. Bă, dar nu e ok, bă, asta e misiune sinucigașă, boys. Să te debați cu el cu armele. El are o altă slăbiciune, dar nu armele. Boys, ce se aude? Delta și Bravo, vă rog, raportați înăuntru. O copiați? Dacă auziți mesajul ăsta, vă rog, schimbați cu sistemul de comunicare. Vă rog, comunicați. Nu mai știu să facă. Uitați-vă tot cu băiatul ăla arată. Cred că ăla rămâne în viață. Cred că e singurul care rămâne în viață. Fiți atenți cum a fost de fiecare dată. Ba nu, uite că... s-au ridicat mai mulți, mă, uite-i. Și că sunt foarte mulți răniți acolo. Și că Stamon a murit. Știi că Stamon, Stever, toți ăștia sunt morți. Asta e un masacru. Trebuie să plecăm de aici, rapid. Ok, Cică, o să stăm aici pe poziție și să așteptăm întăririle. Ați auzit asta? Mamă, din nou vine chestia aia. Bă, fraților, nu e ok. Bă, și o să moară toți, mă. Hai să ne grupăm toți. E aici. Aveți grijă. Boys, nu, sunt morți. Ia să tragă în ei, sunt toți morți, sunt toți morți. Ce facem acum? Trageți în el, ba, nu e ok. Vine acum. Asta e, da, e sinucigat direct, boys. N-a ce să facă, man. Mamă. Una le-a dat, boys. I-a pus pe toți la respect. Puneți monstru jos, foc, direct. N-a ce să facă, boys, n-a efectiv ce să facă. Asta e un masacru pe bune. No. Boys, ce se întâmplă pe bune? Înapoi, duceți-vă înapoi. Trebuie să găsească altă cale. Timpul pentru explozibile.
Dați acolo, boys, ce se întâmplă? Grenada, frag out. Urâtule, opa! Voi se lua cu grenada? Opa, o fi că l-a pus la respect cu grenada asta, sau? Și că nu pot să văd nimica prin acest... prin praful ăsta. 100% nu a supraviețuit. Și că uitați-vă la Watcher 6. N-are voi ce să-i facă, trebuie să găsească slăbiciunea. Mamă, ce-o făcut ăsta. Și ăsta e ăla, băi, pe care totul arată. Deci ăsta are o problemă. Deci pe asta trebuie să-l aștepte cineva. Mă, lămoară să ne ed. Lămoară, l-a lăsat. Plecați de acolo, boys, trebuie să plecăm neapărat, boys. Cum, aveți grijă. Mamă, deci aia toți mor, bă. Bă, nu vine să crebă, deci toți așa o să moară. Paramedici, trebuie să avem nevoie de tot. Mamă, toți mor, boys. E că o să mărim în orice secundă. Bă, îți vine Longhorse. Fiți atenți că Longhorse l-a ștop ăsta. Fiți atenți, băi, zici, nu-i așa. Longhorse l-a ștop ăsta, 100%. Fiți atenți de nou. Zic că cât am pierdut de la mine? Am pierdut pe toți, știi că... Mamă, man, deci Longhorse l-a ștop pe toți. Mamă, man, ce se întâmplă? Longhorse o să-l ajute pe ăla, fiți atenți. Ce se întâmplă, man? Mamă, au murit toți, boys. 38 de cadavre și doar un supraviețuitor. Bă, v-am zis, întotdeauna rămâne un supraviețuitor. Ăsta e supraviețuitorul. Bă, sărăcuți, m-au murit toți, man. Cică, încă nu-și poate explica cum corpul lui efectiv s-a găsit inconștient afară din tot focul și toate. Cineva l-a mutat acolo, boys. Cine l-a mutat? Mă, uitați-vă, boys. Ăsta e el. Și zice, ce m-a salvat? Rămâne un mister. Atât pentru monstru care mi-a distrus toată echipa. A dispărut fără nicio urmă. Mă, uitați-a, bătrânit. Și că toată viața lui, exact ca și Emily, efectiv toată viața lui și-a dedicat-o să-l găsească pe monstru ăsta și să-i pună capăt. Uite cum se lămur pe Sarahhead. Am învățat foarte multe despre puterea, despre absolut tot. Adică toate descoperirile mele le-am înregistrat pe niște casete. Adică, dă-le play dacă vrei să auzi mai multe. Uitați-vă, boys, ăsta-i tatăl lui Emily. Uitați-vă, boys, pe Emily, mamă, ce umere are. Deci e pregătită Emily să dea cu Sarahhead de pământ. O să vină după tine, cică. Bă, fraților, ce se întâmplă? Și că cel mai rău caz, worst case scenario. Cel mai rău caz. Scenariu cel mai rău. Worst case scenario. Are record. Și că cel mai rău caz. Dacă asculti această înregistrare, înseamnă că am... Deci, bă, și că a eșuat. Ăla a eșuat, fraților. Și acum povara de omoră această entitate supranaturală cade pe umerii tăi. Îmi pare rău, cică. Sper să nu dai greș și să dai succeed unde eu și alții am dat fail. Deci, să reușești unde eu și alții am... Ar trebui să știi că nu este singurul monstru. Nu este singurul monstru de pe planetă, mai sunt și alții, știți, Longhorse, Cartunche, toți monștrii ăștia ciudați. Unii sunt chiar foarte mult, foarte dangerous. Mult mai periculoși. Fraților, ai si. Mamă, și aici s-a terminat, fraților. Mamă, bă, băieți, bă, deci ce mi-a rămas în minte după chestia asta e faza aia cu Longhorse. Deci, bă, Longhorse e un personaj bun, bă. Fraților, dacă vreți partea a treia, apăsați butonul de like și o să postez mâine. Și totodată, dacă vă plac astea cu reacțiile horror, chiar acum vă invit. Am un tovarăș, link în descriere, fraților, și el face reacții la astea la care n-am făcut eu. Like, la următoarele părți, la ce fac eu, adică chestii horror, animate, toate chestiile de genul cum fac și eu. Deci, intrați neapărat în descriere.
deschideți și lăsați un subscribe cu clopoțelul. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. Bă, foarte interesant. Dacă vreți partea a treia, lăsați un like și dați și la tovarășii voștri să se uite. Și lăsați un comentariu, boys, cu hashtag Longhorse dacă v-ați uitat până aici, adică la 25 de minute de videoclip. Deci dacă v-ați uitat, aveți respectul meu. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episoade noi. V-am pa pe toți, pa, pa.